Semestrul întâi al anului școlar viitor va fi mai scurt. Prima parte a anului școlar va avea 14 săptămâni, iar a doua parte 20. Totodată, programul Școala Altfel a fost fixată în perioada 8-14 aprilie 2022. Anul școlar viitor va începe în 13 septembrie 2021. Acesta va avea 34 de săptămâni, potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial. Semestrul întâi începe din 13 septembrie și se încheie în 22 decembrie, iar semestrul al doilea va debuta în 10 ianuarie. Semestrul întâi începe pe 1 septembrie și se va termina pe 22 decembrie. Are 14 săptămâni, iar al doilea semestru începe imediat după vacanța de iarnă, adică pe 10 ianuarie și se termină pe 10 iunie. În acest semestru avem săptămâna altfel și vacanța de primăvară, care va avea 2 săptămâni. Apar modificări și în privința programului Școala Altfel, dacă în ultimii ani perioada în care se desfășura era lăsată la decizia școlilor. De data aceasta, ea a fost fixată în perioada 8-14 aprilie 2022. Tot atunci se vor susține și olimpiadele naționale. Din punctul meu de vedere, este o măsură corectă, binevenită, pentru că știm exact ce avem de făcut. Nu e o problemă că se încheie primul semestru, e ceva mai mic, 14 săptămâni, spre deosebire de semestrul al doilea, care are 20 de săptămâni, pentru că fiecare cadru didactic își proiectează programa, planificarea în funcție de aceste semestre. Lucrările scrise semestriale se susțin după ce se parcurge programa școlară cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.